România este printre primele țări europene care exportă forță de muncă. Mii de români pleacă în străinătate în căutarea unui job mai bine plătit și așa ajung companiile cu puncte de lucru în țară să aibă deficit de personal. Pentru rezolvarea acestei probleme, la Iași s-a organizat azi primul târg dedicat diasporei. Zeci de agenți economici au venit să prezinte celor interesați oferta de muncă, iar primii candidați s-au înscris pe listă. Timp de 8 ore, angajatorii au stat la dispoziția persoanelor interesate. Zeci de companii mari cu puncte de deschidere în Iași au venit să prezinte locurile de muncă disponibile. Printre acestea s-a aflat și compania de stat Antibiotice, care a scos 20 de joburi pentru persoanele calificate și necalificate. Oferim în acest moment tuturor celor care își doresc un loc de muncă, atât cu studii superioare cât și cu studii medii, locuri de muncă care necesită sau nu neapărat experiență. Facem experiența la locul de muncă, avem cei mai buni profesioniști. Problemele românilor din diaspora privind reintegrarea pe piața muncii constituie o prioritate națională și necesită o abordare asumată atât de către Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă și celelalte instituții cu atribuții în domeniu. Este un prim semnal de a recăpăta încrederea în instituțiile statului, să simtă concetățenii noștri că instituțiile statului, autoritățile, în speța astăzi, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Primăria Municipiului Iași, reprezentanții celorlalte instituții, le înțeleg preocupările. Astăzi sunt locuri de muncă vacante oferite de agenții economici, pentru că nu instituțiile statului creează locurile de muncă. În toate o paletă diversificată de meserii. Biroul Diaspora din cadrul Primăriei Iași transmite săptămânal oferta locurilor de muncă puse la dispoziție de AJOFM către oficiile diplomatice și consulare din afara granițelor. Dorim să arătăm celor care muncesc în prezent în afara granițelor țării și țintim și Republica Moldova că pot găsi un loc de muncă bine plătit în România, pe diverse specialități, nu neapărat studii superioare sau foarte mult specializate tehnic. Persoanele interesate de revenirea în țară vor fi sprijinite în vederea deschiderei unei afaceri, găsirii unui loc de muncă sau încadrarea într-un program de formare profesională pentru adulți.